Top 5 filme de James Cameron. Începem în 1986 cu filmul Aliens, care a avut încasări de 138 de milioane de dolari, iar nota de IMDb de 8,4. Mai departe avem în 1989 The Abyss, cu încasări de 90 de milioane de dolari, iar nota de IMDb de 7,6. În 1991, Terminator 2, cu încasări de 521 de milioane de dolari, iar o notă de IMDb de 8,5. În 1997, faimosul Titanic, cu încasări de peste 2 miliarde 187 de milioane de dolari, iar o notă de IMDb de 7,8. Ultimul, dar și cel dintâi, Avatar, din 2009, cu încasări de peste 2 miliarde 787 de milioane de dolari, iar o notă de IMDb de 7,8.